Scandalul Qatar Gate ia o tot mai mare amploare pe măsură ce ies la iveală tot mai multe informații legate de mitele primite de unii europarlamentari. Iar pe lângă Qatar și Maroc, acum a mai apărut numele unei țări, a treia țară ai cărei diplomați ar fi implicați în darea de mită în schimbul unor avantaje. În plus, anchetatorii au aflat că actele de corupție aveau loc de cel puțin patru ani. Dacă până acum schema de mită din jurul Parlamentului European era legată doar de Qatar și Maroc, acum anchetatorii au aflat că de fapt implicat ar fi și Mauritania. Creierul operațiunii aflat în prezent în arest e fostul deputat socialist italian, Pier Antonio Panzeri. Acesta a primit o mită de 25.000 de euro din această țară, potrivit lui Francesco Giorgi, un alt inculpat în dosar. Totul a început în 2018. Domnul Panzeri era atunci președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul European. Domnul Panzeri a fost de acord să lucreze pentru Qatar. La începutul lui 2019, început colaborarea. Am stabilit sumele pe care mi-e greu să le amintesc acum pentru intervențiile noastre respective. Era un numerar, a declarat în fața închetatorilor Francesco Giorgi, soțul fostului vicepreședinte al Parlamentului European, Eva Kaili. Tot el a admis că Mauritania îi plătea și chiria unui apartament din Bruxelles. Francesco Giorgi a recunoscut și că oficialii europeni implicați în dosar au luat 50.000 de euro de la Maroc pentru a bloca adoptarea de rezoluții împotriva acestei țări. Astfel că în momentul de față lista țărilor cu potențială implicare în dosarul Qatar Gates cuprinde 3. Țări. Între timp, în presă au ajuns și câteva imagini surprinse pe 10 octombrie 2022 de camerele de luat vedere ale hotelului Steigenberger din Bruxelles. În ele apar ministrul muncii din Qatar, Aliben, Ben Samih al fostul europarlamentar italian Antonio Panzeri și Francesco Giorgi. Scandalul Qatar Gate a izbucnit în urmă cu trei săptămâni odată cu arestarea fostului vicepreședinte al Parlamentului European, Eva Kaili. Ulterior, anchetatorii au găsit în apartamentul acesteia din Bruxelles sume mari de bani care ar fi fost primite din partea Qatarului pentru influențarea anumitor decizii ale Parlamentului European. În urma scandalului, președintele Parlamentului European, Roberta Metzola, a promis reformarea mai multor mecanisme de funcționare ale instituției, printre ele și modul în care europarlamentarii au voie să interacționeze cu grupurile de lobby.